opream eu mașina la colț pentru Gogoș, înhățam o amendă. Dacă a oprit poliția, organele, se poate. Și chiar șoferul face asta. Și măcar n-a pornit girofarul ca să nu facă vreo situație de accident. Nu mai spun că ăștia poartă centura pe la spate ca să nu-i deranjeze. Strada Buzești. Toată lumea vrea să mănânce, dar toată lumea trebuie să respecte legea, nu-i așa? Regulile sunt pentru toți, inclusiv pentru, sau mai ales pentru oamenii cu epoleți, reprezentanții statului. Cum vrei să ceri de la omul de rând respectarea legii, dacă tu dai astfel de exemplu? Purtătorul de stație Radă, de pistol, de epoleți, de sistema de stat. Eu credeam că s-au oprit să amendeze mașina asta, că staționează periculos și ilegal în intersecție și pe cealaltă. Dar ei s-au oprit pentru papa bun. Și să vezi cum pleacă acum. Amândoi fără centură. Nici măcar n-au semnalizat că fac stânga, că ies din locul de parcare. O grămadă de încălcări într-un singur film. Am venit băieții în trafic, în fața guvernului. Tot așa, fără centură amândoi. Mâncare în spate. Nu sunt misiune de serviciu, n-au girofarul pornit. Deci n-au voie să țină centura așa în spate. În spatele scaunului. Fac de râs uniforma și sistema de stat. Fac de gardă în fața guvernului. Cum sunt guvernanții, așa sunt și polițaii.